Deputatul Partidului Socialiștilor, Vasile Bolea, a specificat că liberalii încearcă să demonstreze faptul că Igor Dodon nu are destule atribuții pentru a refuza candidatura lui Valeriu Munteanu. Cu toate acestea, șeful statului nu va permite ca funcția de ministru al apărării să fie ocupată de o persoană ce nu are atribuție cu acest domeniu. Să nu uităm că președintele țării este comandant suprem a forțelor armate. Și în acest context trebuie să conlucreze ministrul apărării cu conducătorul suprem a forțelor armate și nu în ultimul rând eu sunt convins că părerea președintelui în ceea ce ține de numirea unui ministru al apărării va conta foarte mult. Avocatul Pavel Midrigan, la rândul său, consideră că acțiunile liberalilor sunt pripite și lipsite de sens. Eu revin la ideea că noi, de fapt, nu avem niciun conflict. Domnul președinte, ca cetățean în primul rând, are dreptul la opinie. Domnul președinte s-a exprimat că dacă va fi acest candidat, eu nu exclud ca să-l resping. Păi faptul încă aplicării legii încă n-a intervenit. Da? Deci dar toți aleargă deja la Curtea Constituțională, dar însăși norma legală nu a avut loc. În concluzia celor enunțate, deputatul socialist Vasile Bolea a subliniat că Partidul Liberal astăzi se confruntă cu o lipsă acută de cadre. Ok, admitem faptul că va veni Valeriu Munteanu în fruntea Ministerului Apărării. Atunci se eliberează postul la Ministerul Mediului, care tot este important pentru domnul Timp. Și atunci pe cine îl va propune la Ministerul Mediului? Iarăși, nu poți cu o singură persoană să închizi două direcții. Anterior, cu referire la posibilă numire lui Valeriu Munteanu în funcția de ministru al apărării, șeful statului a specificat că nu intenționează să schimbe un hârp pe o oală spartă. Igor Dodon a dat asigurări că va face tot posibilul ca această funcție să fie ocupată de un adevărat profesionist pregătit să muncească în interesele Armatei Naționale a Republicii Moldova.